România intră de luni în stare de urgență din cauza coronavirusului, care a fost contractat deja de 139 de oameni. Măsura a fost anunțată de președintele Klaus Iohannis în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Cotroceni. Ultima dată, starea de urgență a fost decretată în România în timpul mineriadei din ianuarie 1999. Această stare de urgență va face posibilă alocarea de noi resurse importante pentru gestionarea crizei. În acest fel, guvernul va avea posibilitatea să aloce mai mulți bani domeniului sănătății, mai mulți bani pentru medicamente, mai mulți bani pentru aparatura medicală absolut necesară. Pe durata stării de urgență, ordinele emise de autorități au caracter obligatoriu. Printre măsurile pe care statul le poate impune în această perioadă este interzicerea circulației mașinilor, efectuarea razilor, închiderea temporară a restaurantelor, cafenelelor și altor locuri publice, dar și raționalizarea alimentelor și altor produse strict necesare. Starea de urgență poate fi impusă pentru o perioadă de cel mult 30 de zile. O altă măsură adoptată de autorități din România este sistarea activității ambasadelor și consulatelor din mai multe țări europene, printre care și ale Republicii Moldova. Va fi acordată asistență consulară doar în situații de urgență. În România sunt și 3 deputați PNL infectați cu noul coronavirus. Ei au intrat în contact cu senatorul Virgil Chițac, primul politician român testat pozitiv cu noul coronavirus. În aceste condiții, Parlamentul României și-a suspendat activitatea pe parcursul unei săptămâni, termen care poate fi prelungit. Anumite activități însă se vor desfășura în mediul online. Autoritățile din România au mai anunțat că 2 persoane diagnosticate cu noul COVID-19 sunt responsabile de infectarea a 22% din numărul pacienților. S-a întâmplat din cauza faptului că fiecare dintre ei a ascuns faptul că s-a deplasat anterior într-o zonă de risc.